Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem avem PowerPoints pentru Carl, da, un free reward. Și altceva, sunt câteva skin-uri pe aici. Dar nu ne băgăm momentan. Avem prea puține gemuri și sincer aș prefera să le dau pe un Brawl Pass. Dacă reușim să strângem suficiente. Cam atât, pe aici nu avem nimic. Avem două misiuni noi. Trebuie să distrugem inamici cu Carl și să câștigăm de 9 ori în Gem Grab. Poi hai să începem cu un meci de Gem Grab. Chiar cu Carl. Este am jucat cu el în episodul trecut și a rămas selectat. Hai să-i dăm drumul. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele. Și să apăsați butonul de like. Ok. Am scos acolo pe Colt. Bun, avem deja 3 gemuri. Hale! Băi, m-am dus acolo la sacrificiu. În cazul că eu mor pe toți. Oricum, stăm foarte, foarte bine în acest început de meci. Stăm puțin la adăpost ca să avem viața pe full. Aici mai avem nevoie de un singur gem ca să... Ok, bun, cred că le avem deja pe toate. Trebuie să rămânem în viață totuși. A ratat colț acolo. Sau colt. Ok. Da, și mai sunt 4 secunde, cred că... Da, obținem prima victorie. Cred că am și distrus câțiva inamici. Destul de mulți. Hai să vedem ce progres avem. Da, 2 inamici și... Ok, practic le vom termina simultan ambele misiuni. Hai să intrăm în următorul meci. Băi, e un brawler destul de bun acest Carl. Am început să mă obișnuiesc cu el. Și în episodul trecut am făcut meciuri bune. Dar hai să vedem. Depinde mult și de echipă. Holy. Nu, foci. Ok, l-a scos acolo Rosa. Hai să mai luăm un gem. A plecat. Ok, totuși să ne amintim că scopul nostru este să... Holy fuck! Oh, nu cred! Eram cu abilitatea pornită și totuși m-a scos. Da, cum spuneam, scopul nostru e să strângem cele 10 gemuri și avem deja 5. Le-am ratat acolo dinamicul. Lasă-mă în pace, leave me alone. Ah, ne-a distrus Roza, ne-a prins acolo cu viața la jumate. Oricum, avem victoria. Avem deja cele 10 gemuri necesare. Hai să vedem ce progres am făcut. Destul de bine. 5 inamici. Ne-am luat aici și tokenurile. Hai să mai dăm un match. Cred că vom reuși să terminăm challenge-ul în acest match.
nu mai e foarte greu, trebuie să scoatem 2 inamici. Ar trebui să fie super, super simplu. Oh. Ok. Băi, acu... Nu-i mai iert. Oh, și ne-au scos din nou. Da, erau 3 acolo plus... plus gadgetul ăla montat. Să rămânem în viață. Pierdem din nou. Vedeți, contează mult și echipa. Eba, noi fugim de ei în loc să-i atacăm. Băi, și sunt toate gemurile alea în pom acolo, nu vrea nimeni să le ia. Nu, 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 nu. Da. Ok, și cred că e noastră victoria. Avem deja 14 gemuri adunate. Bun, obținem victoria, ne terminăm și challenge-ul, cu siguranță. Ok, avem 200 de token-uri. Și hai să vedem. Da, insuficiente să ajungem la următorul reward. Bun, hai să luăm și altceva. Băi, putem să jucăm la... safe. Hai să jucăm la această spargere. Să vedem dacă reușim să câștigăm în modul acesta. Sincer, nici nu mai mi-amintesc exact cum era. Parcă trebuie să protejăm banca noastră, da, safe-ul nostru și să-l atacăm pe al lor. Ok. Scoatem aici un... Oh, și am dat un fail. Ah, din păcate am murit și eu. Da, trebuie să ne ducem și noi pe baza lor. Să-i atacăm acolo. Avem roboțelul care își va face treaba într-un scurt timp. Bun. Băi, suntem în... holy fuck. Într-un mic avantaj. Ok. Da, îmi au 40%. Noi ceva mai mult. Holy, și m-a scos acel bull. Aproape scăpasem de abilitatea lui. Ah, și ne-au prins din urmă cu... Hai să vedem... Hai, mă, să te văd. Ok, hopa. Holy fuck. Trebuie să ne protejăm aici.
Echo și ne-au bătut. Da, ne-au bătut. Începusem bine meciul. Hai să mai încercăm o dată. Tot cu Carl. Deși aici era bun un sniper, un brawler care să tragă de la distanță. Dar, băi, și Carl e bun. Hai să vedem. Cum... Da, stăm foarte bine momentan. Am dat o grămadă de damage și încă mai dăm. Da, ne-au scos din păcate, dar totuși le-am dat 50% deja. Iar ei nici măcar nu ne-au atins. Ei, dar uite acum cât de mult ne lovesc acolo. Ok, bun, trebuie să-i atacăm din nou. Și m-a scos cu abilitatea. Păi, și nu știu ce tot am lagul ăsta. Da, ne-am dus fix în bătaia puștii. Da, scorul e din nou strâns. Nu cred că... Hai să-i... Să-i mai atacăm totuși. Ne-am mai dat acolo un procent. Vedem că Rosa stă pe defense. Dau și o să-mi dau abilitatea în ultimele secunde pe... pe safe-ul lor și câștigăm la tiebreak, probabil. Nu? De ce nu am câștigat noi? Aveam o... Au dat ei 36%, cred. Ok, am înțeles. Am impresia că avem mai mult damage, dat. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!